Salut! Vă voi prezenta noul model de la. Mai există încă o variantă care seamănă foarte mult cu aceasta, însă vă voi arăta pe parcursul acestui video și diferențele între ele. Aceasta este o lanternă foarte, foarte robustă, foarte bine lucrată. Este perfectă din toate punctele de vedere, dacă pot să spun așa. Îmi place, nu am nimic să-i reproșez la partea de design și nici la funcționalitate. Asta este LED-ul. Este o lanternă profesională, se simte ca fiind o lanternă de foarte bună calitate. Avem acest orificiu, această mufă pe unde vom reîncărca acumulatorii, dar nu are funcție de power bank, doar vom putea reîncărca acumulatorii în ea și atât. În pachet va veni cu acumulatori 18650 și cu adaptori. Eu o utilizez cu acumulator 26650 pentru teste. Este destul de groasă și are numeroase garnituri pentru a o feri de apă. Avem trei moduri de lucru: modul turbo, modul 50% și stroboscop. Avem aici trei indicatori care ne vor arăta nivelul de încărcare al acumulatorilor. Și aceasta este cu siguranță creată după modelul lui XHP90.2. Da? Asemănările între ele sunt evidente, doar capul ăsta este puțin diferit, puțin este destul de diferit, însă pe partea de spate sunt identice. De asemenea, butonul de comutatorul pentru pornirea, aprinderea și stingerea lanternei este identic și mufele de reîncărcare a acumulatorilor, totul. Sunt aproape identice aceste două lanterne. Diferența este evident la LED pe 90.2. Vom vedea diferențele de putere de iluminare pe timp de noapte în continuare. Și mai avem lanterna ce utilizează LED-ul XHP70.2. Asta e Cripe 70. Acestea două seamănă într-o oarecare măsură, însă sunt diferențe aici, de exemplu. Da, observăm diferența. Butonul de pentru aprinderea și stingerea lanternei și trecerea în cele trei moduri de lucru și, bineînțeles, pe partea de spate, unde capacele de la acumulatori sunt diferite. Dar nu numai asta. P70 ăsta pare mult mai bine lucrat, mult mai strâns, e mai robustă, mai, nu știu, îmi place mult mai mult. Nu e rea nici asta, este construită tot din aliaj de aluminiu, numeroase striații pentru disiparea căldurii, pentru că se încălzesc ambele și cred că o să vedeți, mi se pare mai puternică puțin Cripe 70 ăsta decât XHP70. LED-urile seamănă într-o oarecare măsură. Vom continua cu. Hai să facem așa o comparație.
Asta este cri pe 50, da? Și cri pe 70, XH pe 70, XH pe 90 și, bineînțeles, XH pe 160. Ia uitați o diferență așa între LED-uri. Să zicem cea mai mare și cea mai mică. Și le vom vedea și pe teren cum se descurcă la testul pe timp de noapte. Salut! Voi încerca să vă arăt pe un perete diferența de mărime dintre LED-uri. Avem cri pe 50, cri pe 70 și XH pe 90. Da? Prinde pe toate. Încerca să le... Sim, uite așa. Da? Normal că dacă filmarea e realizată cu telefon, sunt pătrate. Deci cu ochiul liber se vede clar că sunt pătrate și e să încerc o focalizare manuală. Să văd dacă... Da, uite că a mers. Ia. Încerc să și reduc luminozitatea cât mai mult. Da? Și vedeți că l-am păcălit pe telefon. Deci acestea sunt LED-urile. Da? Și haideți bonus să prindem și asta este XHP 160. Nu am cum să le țin eu. De cam așa. XHP 160 nu, cu toată luminozitatea redusă tot nu. Bun, am scos. Așa au rămas cu astea. Observați diferențele între ele. Vom merge la testul pe timp de noapte. Ne aflăm din nou la balconul clădirii de unde realizăm testele pe timp de noapte cu lanternele. De data asta am hotărât să vă arăt mai detaliat locul, în sensul că vom merge lângă această magazie, care se află la o distanță de până în 200 de metri, iar apoi vom merge la acel grup de copaci, care se află la o distanță de până în 500 de metri sau în jurul a 500 de metri. Mergem prima dată lângă această magazie. Avem magazia care vă spuneam că se află la aproximativ 200 de metri de locul unde realizăm filmările pe timp de noapte. După cum observați, este o magazie mare în care sunt depozitate anumite chestii. Acesta este un bazin de o tonă și totul pare mic de la acel balcon, însă nu este chiar atât de mic. Filmările sunt realizate de la balconul acelei clădiri. Da? Aceasta este magazia. Și acolo se află clădirea de unde realizăm testele pe timp de noapte. Ne vom întoarce acolo. Și acum mergem lângă acei copaci.
Acesta este copacul despre care vă spun că se află la aproximativ 500 de metri de locul unde realizăm testul pe timp de noapte cu lanternele. De fapt, sunt mai mulți copaci, după cum observați. De la distanța de la care filmăm noi, pare o tufă mică. Filmările sunt realizate de la balconul acelei clădiri, da, care observăm se află la distanță considerabilă. Între timp, lanul de porumb a dispărut. O să ne apropiem de acești copaci pentru a vă convinge că sunt foarte mari. Observați, sunt foarte înalți, groși și foarte înalți. Se văd mici tocmai din cauza distanței foarte mari de unde se realizează filmarea. În spatele lor avem trestie, aceasta aproape că nici nu se observă de la distanța aia. Și încă o dată locul de unde realizăm noi filmările, de la acel balcon. Ne vom întoarce acolo. Am revenit la balconul clădirii și vom continua testul pe timp de noapte cu lanternele. Ne aflăm în locația pe care v-am prezentat-o mai devreme pe timp de zi. Ați văzut, am încercat să vă ajut să înțelegeți mai bine distanța la care se află obiectivele, pe care vom încerca să le observăm cu lanternele. Și să începem testul pe timp de noapte cu noile variante de noua variantă de CRI P70 și de ce nu XHP90, XHP70.2. Vom începe cu XHP-ul CRI P70, da? Cu zoom-ul lărgit și cu zoom-ul lărgit. Asta este CRI P50, XHP-ul 70, cealaltă lanternă care seamănă foarte mult cu ea. Cu zoom-ul lărgit, larg, la maxim. Și cu zoom-ul la minim. Aceasta. Din punct de vedere al execuției, mie îmi place mult mai mult CRI P70, dar ca și putere sunt similare. XHP-ul 90. După cum vă spuneam, din păcate, diferența dintre XHP70 și XHP90 este că LED-ul se vede mult mai mare în depărtare, însă ca distanță, tot cam la aceeași distanță, luminează și una și cealaltă, doar că aceasta va acoperi o arie mult mai mare.
și XHP 160. Dacă aș reuși să pun LED-ul ăsta pe o lanternă cu proiector, cred că ar fi ceva de filme. Și o lanternă cu proiector. E LED-ul XHP 50.2, deci nu e vreo... E clip pe 50, mă scuzați. Dar dacă am pune un... măcar un 70 pe ea, și o să sosească în curând și lanterne cu clip XHP 70.2 cu proiector și vom vedea cât de bine se descurcă la distanțe mari. Cam atât. Ne revedem pe parcurs ce reușim să mai obținem lanterne.